După 4 sezoane de slăbit sănătos, nu mai e nevoie de mari dovezi pentru a demonstra că lupta împotriva kilogramelor în plus dă rezultate spectaculoase. Săptămâna trecută, toată atenția și admirația a fost atrasă de Maria Benea, Miss Proiect Slăbește Sănătos, ediția a 4-a. Ea a slăbit uimitor 30 de kilograme timp de 4 luni. Așadar, suntem gata să dăm startul unui nou sezon care va dura tot 4 luni. La preselecție au fost invitate acele doamne care au acumulat cele mai multe voturi pe pagina de concurs unica.md, dar și care s-au încadrat în limita de kilograme impuse de organizatori, între 80 și 95 de kilograme. Concurentele s-au prezentat cu un set de analize medicale, care ne-au permis să verificăm starea lor de sănătate. Era foarte important să știm dacă nu au contraindicații în procesul de slăbire. Printre membrii juriului s-a numărat și un reprezentant al partenerului general al proiectului, Clinica Biomed Diagnostic. De ce v-ați hotărât să participați în proiectul Slăbește Sănătos? Să mă iubească soțul mai tare, cred că asta e ce e tare. Dar cum mai tare? Pur și simplu, odată mi-a spus că o să ajung pe soacra de urmă, de aceea. Nu înțeles. Că ei mai plinuță și de aia. Când am ceva, vreun stres, ceva sau astea, nu pot, parcă nu pot, trebuie să mănânc ceva dulce și parcă altfel mă simt. Am adoptat 2 ani și 3 luni. Și îmi permiteam să mănânc orice, orice oră. Care a fost motivul că ți-a adăugat? Mâncam mult și gras. Dar acum mă strădui mai puțin să mănânc și văd că mă mențin, dar nu dau jos. Cu părere de rău, analizele nu sunt chiar perfecte. Mai mari probleme sunt cu vizica biliară, că aveți calculi multiple. Sunt destul de mărișoare care necesită operație. Să nu pierdeți speranțe, da? O să vă operați, o să fie tot bine. Peste o lună după operație o să puteți face sport. Soțul, cum să vă spun, de la început vine acasă, mă săruta, acum în genere. Deci dumneavoastră trebuie să fiți puternică. Dar ați vorbit cu el, adică cu soțul că asta ar fi problema? Da, el câteodată îmi spune. Zic, el câteodată se nervează și tu n-ai să mă slăbești, zic, eu slăbesc, eu îți promit. Și eu cred că slăbesc. Care sunt produsele care vă este foarte greu să vă deziceți? De dulce n-aș spune, că așa, în genere, parcă am uitat, nu mă atrage. Dar poate că așa vreo unele plănești plăcințele, cum mama, de exemplu, gătește tare, gustos. Mai sunt vreo frumos. Ați frecventat antrenamentele? Da, la Unica Sport de la Alecorso, Șotlandia. Ce perioadă ați frecventat? Martie, august, așa undeva, nu țin minte precis, 2013. August. Cât ați slăbit în acea perioadă? Vreo 20 și ceva de kilograme. 20-22. Și l-ați pus la loc? Da, că am mâncat seara, ia că care-i problema. Da, dar schimbarea nu poate fi pur și simplu ați venit, faceți sport, mai necesită și alimentația corectă, că după cum știți, analizele într-adevăr nu sunt perfecte. Grăsim ficat, ca și la toate celelalte concurente ale dumneavoastră. Și evitați cartofii, pânica. Dulciurile. Păi, dar dacă vă schimbați, deci vă remodelați silueta, cum vă vedeți, eu știu, peste 2-3 ani? Tot suplă, cred că. Cele mai puține kilograme care le-ați avut? 60. La vârsta de? 20. Sunteți aptă de a face sport, hemoglobina e în ordine, e ok. Cu părere de rău, nu am putut să încadrăm în proiect persoanele care au avut un mare număr a votingului, deoarece nu s-au încadrat conform indicilor masei corporale. Regulile proiectului sunt: fetele trebuie să aibă până la 95 de kilograme,
Acele care au avut mai mult de 95, 100, 110, 120 nu au fost încadrate în etapa preselecției, iarăși conform indicilor de data aceasta a sănătății, a fost necesar, conform analizelor medicale care le-au dat toate fetele, să eliminăm din start 3 participante. 4 norocoase timp de 4 luni vor slăbi corect, fiind ghidate de o echipă de specialiști. Vor beneficia de 4 luni de antrenamente zilnice de sport după metoda UNICA, ședințe de masaj și un regim alimentar individual gratuit. Așadar, câștigătoarele sezonului 5 a proiectului Slăbește Sănătos sunt Ecaterina Tintiuc cu 93.2 kg, Olga Macari 90.6 kg, Diana Cojocari 87.3 kg și Ludmila Lupașcu 87.6 kg. Felicitări pentru toate concurentele. Sperăm că vor obține rezultate frumoase și vor fi un exemplu demn de urmat pentru toate femeile care își doresc remodelare corporală.